Comemorarea poetului Mihai Eminescu a demarat tradițional cu un miting la bustul poetului din scuarul de pe strada Mihai Eminescu a orașului. De dimineață aici s-au adunat reprezentanți ai administrației publice locale, instituțiilor de învățământ și locuitori ai orașului. Acțiunea a fost deschisă de către președintele Fundației Mihai Eminescu Cimișlia, Ion Ciumeică. Încercăm să pătrundem în tot ce aici a scris Eminescu, dar Eminescu a fost un univers de creație și povești și poezii și publicistică și foarte multe gânduri profunde spuse atunci cu peste 150 de ani în urmă sunt valabile și astăzi. Consider eu un lucru foarte bun că avem la 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale, de ziua lui Eminescu. Și ne bucurăm că nu uităm și de 15 iunie, când îl comemorăm pe Eminescu. Elevii liceului Mihai Eminescu din orașul Cimișlia au recitat poezii ale poetului. E ușor a scrie versul când nimic nu mai spune, înșerând cuvinte goale și din coada o să sune. Dar când inima-ți frământă, dorul vii și bate multe. Alor glasul, a ta minte, stă pe toate să le asculte. Poeziile pentru copii, somnoroase păsărele, lacul, seara pe deal, ne duc în farmecul și în frumusețea naturii. Împărat și proletar, ne duc în judecarea celor care promovează legile. Și toată creația lui Eminescu nu este decât o viață trăită, o viață foarte scurtă, trăită de un geniu care a putut să pătrundă în toate problemele societății de pe timpurile de atunci. Eu sunt foarte mândră că învăț în școala care îi poartă numele. Și acest bust, de câte ori trec pe lângă el, tot îmi imaginez care a fost viața lui. Însă a fost una prea scurtă, dar că și-a trăit-o din plin. Ar fi avut foarte multe posibilități, dar că așa i-a fost soarta. Unele poezii pe care eu le compun, da, eu sunt scriitoare, în creștere, eu le scriu lângă acest bust. De obicei, pe o vreme ploioasă, pentru că așa scria și el. Eu vreau să-l urmez, să-i calc pe urme. Acțiunea s-a încheiat cu depunerea de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din orașul Cimișlia. Mă uscam de dor în piept cu plâng.